Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să ne jucăm și noi un pic cu această nouă jucărioară. Deși poate la prima vedere nu pare, este un multimetru. Unul chiar smart. S10C este modelul de la Mestec. Este un multimetru True MS. Vine cu aceste două sonde nedetașabile, însă destul de ok. Avem un pachet și aceste căpăcele, da? Să le spunem căpăcele, care ne trec din categoria a doua în categoria a treia. Mai avem un pachet și acest săculeț, iar cutia arată cam așa. O cutie banală, care nu ne spune nimic. Da, multimetrul funcționează cu două baterii 3DA. Iar dacă ne uităm aici pe față, vedem un ecran foarte generos, în opinia mea. Un ecran iluminat pe fundal negru, să-l și pornim. Am pornit, vedem un auto, iar dedesubt vedem o temperatură. Cel mai probabil ambientală, da? Da, la mine aici este destul de cald, deci probabil asta să fie temperatura din încăpere. După cum ați văzut, este un multimetru automat, dar avem și câteva funcții manuale, să trecem rapid prin ele. Aici avem funcția pentru măsurarea tensiunii în curent continuu, tensiune în curent alternativ. Aici putem testa continuități sau diode. Bineînțeles, avem și buzzer. Așa. Încă nu m-am obișnuit cu touch-ul. Aici avem funcția pentru măsurarea capacității. Așa. Frecvenței. Și, din nou, funcția auto. Aici avem un hold. Aici avem, între ghilimele, un buton care aprinde și stinge lanterna. Și mai avem, să spunem, o scurtătură pentru funcția de măsurare a capacității. Da? Iar aici putem testa prezența tensiunii. A, nu, nene. Hai, poate nu vrea cu degetul ăla. A, așa. A, să și dăm drumul la tensiune, nu? Bineînțeles, fără contact, cu contact și din nou funcția auto, cu care o să ne jucăm puțin. Tragem ăsta aici. Aici avem o referință. Da? Avem aici valorile, dar le avem și aici. Dar deocamdată, după cum am zis, ne jucăm cu funcția auto. Tragem și pe ăsta, îi dăm drumul și lui. Asta. Așa. Deci, în teorie, fiind un multimetru automat, putem măsura atât rezistența, tensiunea în curent continuu sau alternativ, fără să apăsăm niciun buton. Are și autoscalare, deci nu trebuie să măsurăm o valoare limită. Haideți să vedem rapid. Da? Deci, aici avem rezistență, aici avem tensiune în curent alternativ, iar aici tensiune în curent continuu, da? Dacă întoarcem testării, o să ne arate cu minus, da? Deci face o treabă foarte bună pe modul auto. Acum să ne jucăm un pic cu referința asta. Cum să trag eu asta, se vadă mai bine. Cred că se vede destul de bine. Ne uităm aici la valoarea de jos. O să ne intereseze primele 3 decimale, deci 1,669. Da?
1,672673. Deci foarte aproape. Măsurăm și o capacitate. Hai să măsurăm și o capacitate. Capacitatea o vedem aici sus. 60,387, da? Hai să vedem ce zice. Lăsăm un pic să gândească. Da? Hai, cred că trebuie să mai țin eu un pic. Da. Facem așa. Nu, cred că n-ating eu unde trebuie, imediat. Facem așa. Ia să vedem. Stai tu aici. Și... tu aici. Ia să vedem ce zice. Nu zice nimic. A luat. A gândit un pic mai mult, dar a luat. Deci am zis 60,387. Da? Noi aici nu avem decât 2 decimale, deci aici avem 60,38. Aici avem 60,43. Foarte bine. Eu zic că este foarte bine. Așa. Trecem din nou pe funcția auto. Așa, punem aici să se vadă mai bine. Și facem o comparație. Aici avem un Brimen BM 857, da? 857. Asta e un multimetru foarte precis, de foarte bună calitate. Ia să vedem. Vedem pe asta prima oară. Bineînțeles, aici am scos tensiunea. Nu umblăm sub tensiune. Și dăm bătaie. Bineînțeles, este tensiunea din rețea. Ce avem? 229-230, iar aici avem 229 spre 230, da? Aici avem 229,9 acum, iar aici avem 230, deci excelent. Și o să ne jucăm un pic și cu tensiunea în curent continuu, da? Bineînțeles, nu facem măsurători de referință. Le spunem măsurători orientative, da? Așa. Asta să-l mutăm și pe el pe curent continuu. Asta nu-l mutăm pentru că este automat, nu? Așa. Pe micuțul Nestec. Bineînțeles că am pus sondele invers. Ține și noi valoare cât de cât rotundă.
Ce avem? Pe sursă 15,01. Aici avem 15, iar aici avem 15,06. Destul de bine. Să mergem mai sus. ,99,99, 29,99, 30,09. Sursa asta chiar m-a uimit cât de precis poate să fie afișajul. Deci valorile sunt foarte apropiate de cele afișate de multimetru, care este un multimetru pe care l-am pus pe multe referințe și măsoară foarte bine. Da, și micuțul Meztek nu este el tocmai acolo, dar este destul de bine. Bun. Oprim gălăgia, scoatem sondele și pregătim finalul, nu? Da, îmi place jucărioara. Este făcută destul de bine. Trebuie ștersă cam des. Personal, nu prea sunt obișnuit să lucrez cu un ecran cu touch. Dar pentru chestii mărunte este excelent, mai ales funcția auto pentru începători este senzațională. Trebuie să recunoaștem, sunt începători care sunt criminali, pur și simplu. Setează aparatul pe funcția de ohmmetru și intră frumos la tensiune. Și aia a fost. Deci aici nu mai trebuie să-și bată capul. A apăsat butonul ăsta. Și, bineînțeles, eu, după cum am spus, nu m-am obișnuit deloc cu acest touch. Dar nu este timp pierdut. O să mai mă joc cu el. Îmi place. Îmi place că este destul de compact. Iar după cum am spus, funcția auto este destul de folositoare. Pentru începători în special este genială, zic eu. Bun, cam atât în filmulețul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Eu vă doresc multă baftă și toate cele bune. Pa, pa!